Când nu au bani, spun că nu lucrează, când au bani, se pregătesc. Vorbesc de cei de la Victor Construct, zona de agrement, sunt cu banii mai mult decât la zi, prin urmare și ei ar trebui să aibă forță de muncă mai mare, ar trebui în așa fel încât în septembrie să finalizăm această zonă de agrement a municipiului Suceava, zonă dorită de suceveni, să vedem ce impedimente vor mai avea de acum la comandamente în condiții în care au banii. Eu voi merge pe teren mai des și vom sta alături de ei, în așa fel încât lucrările să continue și să se finalizeze în termen cât mai rapid, pentru că, repet, nu e vorba de bani. La celelalte lucrări sunt cu banii mai bine față de comandamentele trecute, se simte așa o lipsă de concedie la unii, voi am văzut mai timorață, dar eu sper doar să fie că e dimineața, ora 8 și nu s-au trezit cum trebuie și să lucreze, pentru că aceste comandamente se fac pentru a rezolva din probleme, vedeți, noi asta se discută aici, le preluăm individual cu serviciile de specialitate pentru a găsi soluții.